Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să cumpărați sau să vindeți conturi de Steam, o puteți face pe site-ul din descriere. Primul link din descriere este steamaccounts.us, un site unde puteți să vă vindeți contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam puse la vânzare. Aveți link în descriere. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un episod de prezentare a unui cheat free. Pentru că m-ați întrebat la episodul anterior, ne-am prezentat Precision Cheats, m-ați întrebat: "Bă frate, de alte cheat-uri gratis nu mai știi sau alte chestii de genul?" Așa că am zis să vedem cum este și cheat-ul acesta Deadly Cheat. Eu am mai jucat cu el acum 2 ani, l-am și prezentat și am și jucat cu el multe meciuri și nu am luat vac cu el când am jucat. Acum nu știu cât de nedetectabil o fi și în 2020, dar eu știu că în 2018 când am jucat cu acest cheat nu era detectabil. Așa că haideți să vedem, să-i dăm așa un review și de 2020. Dacă mai vreți episoade genul, hai să încerci noi frate 1500 de like-uri și hai să începem. Deadly Cheat este un cheat care are și o versiune free, adică o versiune în care care e gratis, dar nu are atâtea funcții, nu știu cum ar veni, nu are aim, nu cred că are aim. Skin changer nu cred că are, sau nu știu, nu știu, o să vedem oricum. Acum o să intrăm cu ambele versiuni în CSGO și o să vedem cum este fiecare. În primul rând o să intrăm cu versiunea free. A, da, cred că, free CSGO Hex, ok. Am crezut că aici îmi zice ce face fiecare versiune. Aici ne zice, legit CSGO cheat, costă $5 din câte putem observa aici. Deci nu este, este un cheat de buget. În caz aveți, nu știu, un pay save de 25 de lei, puteți să vă cumpărați acest cheat cu el pentru o lună. Nu uitați, pentru o lună, nu este permanent. Ok, hai să dăm pe free cheat aici. Aici probabil e, aici este să zic meniu de la cheat-ul free. Hai să vedem, lol, are săgețe, nici n-am observat chestiile astea. Ok, deci la menu mă, poți să schimbi meniu probabil. Hai să vedem ce mai are, config, așa, bă, dar se mută singur, eu nu vreau singur. Ok, asta nu așa. Ok, deci avem bunny hop, auto strafe și auto diffuse. Deci, uitați, chestiile astea nu le avem pe versiunea free. Cum ar veni rank reveal-ul, fake walk-ul, FOV-ul, să schimbăm și chestii de astea. La combat nu avem aim, trigger și rage, deci astea nu le avem. Wow, stai, o băgat și rage pe deadly? Eu nu știu dacă avea rage înainte. Dar no recoil avem, deci puteți, de exemplu, să vă activați no recoil-ul și autopistol și... na, vă ajută oricum destul de mult și ca cheat gratis. Hitmark care avem, așa. Ok, oricum o să vedem și în match chestia asta, nu trebuie neapărat. Ok, eu nu o să-i mai dau download pentru că deja îl am downloadat aici pe stick. Uai, nu mai știu care îi să-mi bat picioarele. Cred că ăsta îi. La câte cheat-uri am aici, nu mai știu care. Hai să dăm. E ăsta, mă? Ăsta nici nu-i. Ăsta nici nu-i cod, mă. Cred că ăsta e atunci. Nu. Ăsta-i, tati. L-am nimerit, băieți. Cred că ăsta-i. 100 la 1000, ăsta-i. V-am zis, bă, băieți, că ăsta-i. Ok. Hai să intrăm și pe Steam. Pornim frumos Steam-ul. Deci, vedeți aici, eu... deci, când aveți cheat-ul cumpărat, vă apar amândouă. Vă apare și Deadly Free și Deadly Premium. Prima dată este, o să intrăm pe cheat-ul Free. Poate, nu știu... habar. Și vedeți că intru pe contul meu main, adică să nu ziceți, bă frate, uite-l pe ăsta, ne recomandă nou cheat gratis și el intră pe cine știe ce cont. Nu, e contul meu main pe care joc eu și Sky, deci dacă mi-au vac pe contul sau să mă supăr și eu și o să se supere și Sky, pentru că și el își filmează videoclipurile pe acest cont. Mă rog, unele dintre ele care și el cont, dar na, mai filmează și pe contul ăsta. Așa că eu nu, oricum nu pot să vă recomand să vi-l băgați pe contul main, niciodată nu o să recomand să vă băgați orice fel de cheat, nici măcar Unity nu v-am recomandat să-l băgați pe contul main. Am zis că ok, nu e detectabil, dar nu vi-l recomand, pentru că uita, se poate întâmpla cum s-a întâmplat la VagWave-ul ăla. Nu ne-am luat bani neapărat de la cine, am luat de la Transfactor și se poate întâmpla orice când joci cu cheat. Deci de aia nu vă recomand să vă riscați. Ok, hai să dăm pe Deadly Free și dăm load. Please disable antivirus. Deci trebuie să dezactivăm antivirus, am înțeles. Hai să vedem. Acum tutorial și cum să vă dezactivați antivirus. În fine, dați aici la virus. Bine, eu îl dezactivez tot timpul, numai că se activează asta real time protection. Asta e cel mai enervant. Ok. Și hai să-i dăm din nou inject. Ok, mi-a zis că e antivirus off. Băgăm așa. Nu vă speriați de chestia asta cu dezactivatul antivirusului. 99% din cheat-uri vă cer dezactivarea, pentru că pur și simplu Windows-ul blochează injectarea. Sau mă rog, se ceartă cu cheat-ul și na, puii mei. Loading, ok. Hai să vedem, bă băieți. E pe ok, waiting for CSGO. Se pornește, deci îți dă restart automat la Steam aparent. O să mi se dea microfonul în blană, deci... o să mă dau eu un pic mai încet la montaj, probabil, că o să mi se dea iară microfonul în blană. Mi-l pornește singur CS-ul? Sau trebuie eu? Cred că trebuie eu să-l pornesc, așa-i? Nu, what? E, Sky, băgați așa că te deconectezi acum. Ciao, ciao, Sky, good luck at the game. Te bași tu peste mine la filmare, tu te îngură. Wait, ok, îmi zice wait și pornește CSGO, apare, bă, băieți. Hai să așa să-mi dau microfonul încet, că sigur o să mi se dea în blană. Mai mult ca sigur o să mi se dea. Gata. A revenit la normal microfonul, băieți, să vedem, să fim siguri. Ok, și am intrat în
CSGO. Oh, zice Deadly Free. Mamă, uite cum se face în toate culorile. E nebun, e nebun. Nu cred că era Skype pe cont aparent, pentru că văd că nu a abandonat niciun meci, nimic. Ok, hai să vedem, bă, băie, zici, dăm pe insert? Sunteți gata? Insert. Holy shit, cât de, mamă, ce-mi place meniul ăsta aici. E o chestie super originală, mă, asta cu meniul. Aparent aici... deci ăsta e under construction sau ce ar trebui să însemne chestia asta? Sau poate la versiunea free nu se arată cât mai ai. Dar stai, ce să-ți arate la versiunea free? Ce prost ești. Deci probabil dacă o să intrăm după aia și pe versiunea paid să vedem cum stă treaba, dar aparent pe versiunea free nu se arată cât ți-o mai rămas din cheat, pentru că e free, să rămâne pentru totdeauna, știi ce zic. Ok, hai să intrăm într-un meci cu buții să vedem cum se descurcă acest cheat. Hai că data trecută am intrat pe Mirage, acum intrăm pe Dust 2. Și nu vreau să vă aud cu chestii de astea, pentru că da, cei care jucați cu cheat-uri știți despre ce e vorba. Nu vreau să vă aud cu chestii de astea, bă frate, dar tu dacă joci cu buții n-ai cum să-ți iei ban, frate. Bă, dacă cheat-ul este detectabil de vacă, mi-au ban și cu buții, pentru că automat eu când intru cu buții și nu am untrusted băgat acolo în launch options, untrusted, nu mai știu, insecure, nu, insecure era, nu untrusted, mă scuzați. Dacă eu nu am băgat insecure în launch options, este server protejat de vac și cel cu buții pe care îl fac eu, deci nu aveți de ce să vă speriați sau chestii de astea, ok? Hai să intrăm, hai așa să fiu sigur cu microfonul, că mă disperă microfonul ăsta, ok, microfonul e bun. Ok, hai să activăm, stați așa, în primul rând, server cheats 1, bot stop 1, volume, o să-l dăm mai mic, un pic 0.05 și haideți să vedem, bă băieți, ce se întâmplă aici. Hai să dăm meniu și să activăm aici visual, avem doar glow și crosshair, ce fac? Oh, what? Bă, ce țintă șmecheră îmi face, o să țin ținta asta, că-mi place. În rest, hit marker, damage indicator, bullet tracer, footsteps și event logger. Ăla probabil e acolo, eventul ăla, dacă îmi dropez eu armă arată în colț, nu? Sau dacă trag în cineva? Bă, nu știu unde mi-apare, stai să-l omor pe ăsta. Bă, nu știu ce, probabil arată în timpul meciului. Apare cu buții, nu merge chestia asta. Ok, hai să vedem, să mergem aici în bază. Bine, eu îi vedeam și pe mine oricum cu olu. Deci putem observa că la versiunea gratis avem un glob destul de decent. O, mamă, e și pe col, gen când e vizibil inamicul, ți-l arată așa, vedeți? Este un glow destul de ok pentru un cheat gratis care, da, își primește update-uri. Adică cheat gratis poți să-ți ieși de pe cheater.fan, dar acolo n-ai garanția că nu-ți iei bani cu el, știți ce zic? Și dacă vreți, dacă aveți un cont de Prime sau ceva la care nu, pe care nu aveți skin-uri, desigur nu vă recomand. Dacă aveți cont la care țineți, nu vă recomand să vă băgați cheat-uri pe el. Doar în caz de aveți un cont Prime sau ceva, puteți să vă jucați cu cheat-ul ăsta pe el. Da, părerea mea e că nu vă luați bani așa de repede, sau dacă jucați cu grijă poate nici nu vă luați. Dar nu vă recomand, v-am zis, să vi-l băgați pe contul la care țineți. Ok, hai să dăm insert să vedem la... N-avem din păcate skin changer, v-am zis că n-avem din păcate skin changer pe versiunea gratis. Dar să vedem aici la misc, activăm auto... Ok, auto strafe, auto diffuse și... Bunny Hop avem. Bunny Hop, păduiesc că deja știți ce este, doar ține space-ul apăsat și vă face caracterul Bunny Hop automat. Na, pui mei, chestii destul de simplă. Autodiffuse-ul, voi când vă uitați la bombă nu mai trebuie să țineți apăsat. E pur și simplu, când vă uitați la bombă vă dă diffuse automat cheat-ul. Și autostrafe-ul vă ajută la Bunny Hop, în caz de nu știți să faceți strafe-urile, vă face cheat-ul strafe-urile, dar asta nu-mi trebuie mie. Ok, hai să vedem... Ok, s-a terminat runda, am uitat să bag limita de timp, în fine. Hai să vedem recoil-ul cum merge și MP freeze, e pe 15, MP restart game 1. Hai să înceapă meciul instant, frate. Ok, nou recoil-ul, știți ce, oh shit, e și nou visual recoil și, cred că e doar nou visual recoil. Sau, hai să testăm chestia asta totuși, give weapon underline, AK-47, azi de mică, e doar vizual sau... Nope, aparent este remove recoil ăsta, nou recoil și vizual și napuimi, adică putea să fie doar să nu mi se mai miște arma, dar gloanțele tot să se ducă așa în toate părțile, dar aparent nou recoil, uitați, merge perfect, unde trag acolo se duc gloanțele, hai să vedem, tragem acolo aici în perete, bam, 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 și toate gloanțele se duc cam în aceeași poziție, da? Deci pe asta este o chestie care vă ajută destul de mult. De exemplu, uite, îl vezi pe ăla acolo, îi pui ținta pe cap, bam, headshot, frate. Ați văzut, vă ajută și chestia asta, uite, îl vezi pe ăla acolo, bam, headshot, frate, bam, headshot, frate, bam, headshot, frate, bam, headshot, ați văzut? Și nu mai trebuie tu să faci recoil, pur și simplu tu doar pui, tu doar îi pui ținta pe cap, ca în Call of Duty, doar îi pui ținta pe cap și ai început să tragi și ai dat direct head. Deci o chestie care vă ajută super mult, părerea mea.
Ok, să vedem ce opțiuni mai are cheat-ul gratis. La combat ne-am uitat, ok, ăsta auto-ata, cred că știți ce e. Hai să-l activăm, stați că eu nu văd insert-ul, mă, de microfonul ăsta, tu-ți G2. Așa, auto-knife-ul cred că știi, dar nu merge pe co-echipier, hai să mergem înapoi la inamici. Auto-knife-ul pur și simplu, cred că când te duci în spate, sau bine, nu când te duci în spate, când e o luptă de cuțite cu cineva, dă cheat-ul cu cuțitul automat pentru tine, că cheat-ul, na, oricum e programat să dea automat la timing, uitați, vedeți? Și știe și schema aia. A, ba nu, dă doar așa, aparent. Deci aparent doar cu click dreapta, vedeți? Și eu n-am făcut nimic acum, pur și simplu cheat-ul a dat cu cuțitul pentru mine. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Auto revolver shoots one after another with revolver. Adică, am revolver? Opa, am revolver aici. Ah, fuck, give weapon underline, cum era asta, aerobt revolver. Oh, ok, mi-a dat revolver. Hai să vedem, bă, băieți, dacă activăm ăsta, cum este. Bam. Ah! Cred că, ok, dar aparent chestia asta, dar nu merge să trag. Wait, băieți, aparent chestia asta este buguită cu shot, așa, nu știu ce, cu revolver. Că uitați, dau, îmi face așa, dar eu când încerc să trag, nu trage. Sau trebuie să fac eu ceva și nu știu eu. Bă, nu știu, aparent chestia asta nu prea merge cu revolverul. Eu știu ce vor să fac, eu știu ce însemna chestia asta cu autoshot revolver. Însemna să facă revolverul în continuu așa, știi? Și tu când dădeai click, străgea automat. Nu mai trebuia să se, na, să tragă, să dureze așa de mult, știți? Făceam continuu revolverul așa. Și când îl vedeai pe unul, bam, și nu mai așteptai, dar apare nu prea merge la cheat-ul ăsta chestia. Asta, în fine, probabil o să vadă băieții, oricum băiatul ăsta de pe Discord o să uite la video meu și o să rezolve problema. Hai să vedem, pun un recoil încă o dată, bam, bam. Bă, de ce prea șmecher un recoil? Unei pui ținta acolo, se duce glonț, ești nebun. Și și de la distanță, dacă ar fi fost acolo și aș fi pus ținta, bam, direct glonț. Și cred că cam atât am avut de prezentat la cheat-ul gratis. Nu este atât de mult de prezentat, având în vedere că nu are atâtea feature-uri, dar ca un cheat gratis, ca primul cheat, nu știu dacă vrei să te apuci de cheat-uri și nu știi. Ah, by the way, are și smoke check, adică să nu vă arate playerul. Ah, are și chems-uri de fapt. Mă rog, chems-uri de asta. Vă arată doar inamicii care sunt vizibili. Dacă sunt spartele unui perete sau în spatele unui smoke, nu vi arată, ca să păreți mai legit. Deci poți să faci legit taking cu el, nu e că nu poți să faci. Ok, bă, băieți, haideți să trecem la versiunea paid. Revenim în 2 minute maxim și vedem ce opțiune avem și acolo. Revenim, băieți. Da, bă, băieți, am intrat și cu versiunea premium a cheat-ului. Hai să vedem cum arată meniul. Eu chiar sunt curios ce funcție au mai adăugat noi. Bam! Bă, ești prost, mă. Deci uitați-vă câte chestii, bă. Doamne, e raiul aici, raiul. Ok, nu umblăm deocamdată deloc la meniu. Haideți să intrăm repede într-un meci cu buții. Să băgăm noi repede comenzile noastre clasice. Și o să vedem ce are în plus acest cheat. Și ați văzut câte are în plus. Are, mamă, câte setări acolo. Doamne, de-abia aștept să văd ce face fiecare. Mă rog, știu ce face fiecare. Zic așa doar ca să pară un copil de la că se bucură la cadou. Mă rog, bot stop 1 mp, freeze time 0.1 mp, ai server cheat 1, bot stop 1 și mp restart game 1. Pentru că nu cred că o să fie din prima 50 de minute. Bă, mp, stați așa un pic, bă, băieți, că e chestia aici, e chestia șmecheroasă aici, 70, nu, mă rog, 60, restart game. Și acum avem meci de 60 de minute, bă, băieți, mă rog, rundă de 60 de minute. Haideți repede să ajungem în ăsta, în T-Base, ca să testăm și acest cheat. Eu sunt super curios, dar aș putea un bind no clip, ca să facem o chestie de asta. Așa, oh, ce-ai făcut, frate? Ok, hai să vedem ce se întâmplă aici. În primul rând, hai să intrăm la vizual și, ca de obicei, ca la fiecare prezentare de cheat, o să activez toate setările ca să vedem, nu, line nu vreau, că line știu ce e, ca să vedem cam cum arată wallhack-ul, așa, dacă le activez pe toate, știți, să vedem cum arată, că nu pot să le activez pe rând să vă arăt, o să le activăm pe toate. Are grenade helper? Nu cred. Man, what? Bă, ești nebă, wall-ul. Hai să vedem chestia aia de-i face negri pe ăștia. Ca asta mă enervează pe mine, dar nu știu care e. Recoil dot, nu. Hai să vedem, bă, băieți, care ești, mă? Nu, player features ar trebui să fie, la player. Unde ești, mă? Deci e un eu de asta care face playerul negru și mă enervează la nebunie. Vreau să văd playerul normal, nu să-l văd negru, pana mea. Care ești, mă? Weapon
Glow. Ah, ok, dacă activez glow nu se mai vede playerul negru. Perfect. Cam așa arată wallhack-ul, vedem și pe aia de acolo. Bă, mi se pare destul de șmecher, adică pentru un cheat de buget de $5, mi se pare super decent. Wall-ul ăsta, bă, ești ne... A, lol, mi-arată și... recoil-ul, vedeți? Deci recoil-ul acum când stau în crouch e acolo mic, punctul ăla mic. Și dacă sar, e dita mai, adică nu ai acuratețe deloc. Uitați-l nimeni... Retrag cuvintele, ok. Deci cam așa arată wallhack-ul, mi se pare smerit că îți arată și armura și viața. Arma, deci... Mamă, trăiți, iar dacă dau așa, uitați cum vine în fața arma. Mă rog, e, până la urmă nu poate să fie, nu știu ce... Cheat, pentru că la urmă e de 5 euro, e un cheat de buget. Dar oricum, pentru 5 euro, bolă, mi se pare super șmecher. Dar bomba aia mi se pare cam mare acolo făcută. Dar na, în fine. Hai să încercăm cu aim-ul, să vedem cum merge aim-ul la acest cheat. Ăsta cu knife-ul l-ați văzut. Aims at the enemy for you. Ok, ia să vedem. Da, asta mă, poate trebuie să fac și ceva aici. Rage. Oh, deci la rage deja se blochează pe cap. Salut, boys, mai că haideți să facem o chestie. Dați așa o secundă. Bine, vă dați seama, asta nu este un cheat de HVH. Ah, fii atent, silent aim. Și dăm, putem să selectăm mai multe? Ah, nu, putem doar un hitbox, ăsta sau auto. Hai să dăm pe head, hit chance-ul. Lăsăm așa momentan pe 0 și haideți să vedem, bă, băieți. Ia, bam, nici mă uit la el. Bam, ați văzut ce one tap i-am dat, mă, băieți? Ați văzut? Ia. Bam, ați văzut? Bine, nu are nu știu câte setări, adică nu poți să-i faci FOV-ul, are aici alte chestii astea, dar avem și legit aim, care da, poți să-i faci setări și poți să joci cât de cât ca lumea cu legit bot. Uitați aici, dăm aici hotkey, o să-l dau pe nu pe alt, de ce pe alt, de ce e pe alt hotkey-ul? Mă rog, îl dau, las pe alt atunci, mi se apasă altul cumva? Nu, mi se apasă, păi las pe alt atunci. Ok, sniper, mamă, trebuie să faci pe fiecare armă, eu fac pe pistol, hitbox-ul pe cap. Field of view, hai să-l dăm pe, deci până la maxim 30, hai să-l dăm pe 4, recoil control-ul 5%, smooth, nu știu, pe 3. Și acum ar trebui să avem legit boot care să ne ajute, dar eu oricum nu l-am dat. Hai să-l dau un blană să văd dacă chiar... trebuie să țin pe apăsat altul. Băi, cam, da, e cam tare dat, uitați cum se duce ținta. Vedeți, eu acum nu mișc mouse-ul, nu fac nimic, pur și simplu îmi pune ținta automat pe capul inamicului, vedeți? Și eu nu fac nimic acum și să zicem că nu știu, ești aici, îl vezi repede pe ăsta, bam, și bam, mă rog, nu trebuie să te miști cum fac eu, bam, 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 ați văzut? Și bine, puteți să faceți setări să nu arate chiar așa de obiect, nu știu, îți dați field of view pe 10 și smooth-ul pe 15 și atunci, ia să vedem, vedeți? Se duce mai încet ținta, bine, se vede că e un pic robotic, de aia trebuie să vă mișcați și voi în timp ce faceți chestia asta, adică ceva de gen, uite, vine aici, îl văd pe ăsta, bam, opa, l-am ratat, vine pe ăsta, îl văd, bam, ați văzut? Ceva de genul, să nu se vadă chiar. Bine, și acum s-a văzut un pic, trebuie să învățați să jucați cât de cât cu el, dar nu știu, eu mi l-am pus pe altă, voi puteți să vă puneți pe click, de exemplu, nu știu de ce nu mă lasă pe mine pe click. Ia să mai încerc o dată. De ce nu mă lași pe click, frate? Ah, left click, ok, nu știu ce au avut, hai să vă testăm acum, bă, băieți. Ar zic că ar trebui să fie mult mai ok, să nu mai fie așa de obiect, să vedem, bam. Dar de ce se duce pe ăla? Oh, fuck. Ok, deci ăla îl vrea doar pe ăla, aparent. Bă... Bine, oricum acum n-am făcut nu știu ce setări, dar vedeți că merge aim-ul super șmecher. Oricum, dacă vreți să jucați să fiți nedetectabil 100%, trebuie să găsiți setări ca lumea. Skin changer-ul, cred că știți. Oh, shit. Select... ok, team-ul este City. City, așa. Select... Ba nu, așa. Select weapon to edit. Knife. Knife, carambit. Auto statrag, nu vreau, ia să vedem. Mi-a băgat carambit sau trebuie să-i dau și accept undeva? Sau, măi, eu nu înțeleg, mă, cum e asta. Ok, knife. Knife, carambit, tot timpul mă bate la cap chestia asta. Ok. Am selectat carambit pe amândouă. De ce n-am... update skins, ok, este o prost. Și încă n-am. Futu-ți gâtul, mă, din nu știu să folosesc chestia asta. Ok. Ia să vedem acum. Nu știu să folosesc. Deci, dacă mi-arată aici că e city, înseamnă că acum ai selectat city-ul. Sau dacă dau eu click pe city, selectează. Mă disperă chestia asta. Ei, băga mi-a și picioarele, nu știu să folosesc chestia asta, să-mi bag picioarele. Bine, cred că, ok, knife, am dat pe knife, ok, knife. Knife, hai să băgăm un bayonet, ok? Hai să citesc și eu că poate, ok, update skins, frate, nu. Și ok, și dacă dăm pe asta și dăm pe knife și dăm carambit și băgăm și un skin și după aia dăm update... No, dar nu știu, ori nu merge, ori e peste puterea mea de înțelegere, frate. Deci asta, oh, ce? Na, uite, asta cu selectim-ul nu înțeleg.
Mi-a mai zis cineva în comentariile episodul trecut că n-am știut să-l folosesc. Da, nu știu, trecem peste chestia cu skin changer, ok, pentru că... Sau hai să încercăm pe o armă. Ok, cuțitul poate nu merge, o fi buguit, eu știu. Give weapon AVP. Și chiar nu știu ce are, nu știu să folosesc skin changer-ul ăsta, să-mi bag picioarele. Ok, team, suntem la city, da? Ne luăm, uite, băgăm, hai să căutăm aici, AVP. Ok, AVP. Auto ăsta atrag bine. Așa. Și dăm update. Nu, nu update, stai. Skins. Corticera vreau, ok. Update. Și nu am corticera, stai să-mi fac FOV-ul mai mare. E la maxim FOV-ul. Deci eu nu știu cum se folosește skin changer-ul ăsta, mă jur. Stați-vă pe aici, seed, așa. Deci habar n-am. Sau poate nu se dă pe ăsta? Nu știu, hai, trecem peste chestia cu skin changer-ul, habar n-am. Poate descoperiți voi, poate îmi zice cineva care folosește Deadly ce are skin changer-ul ăsta, nu știu, chiar nu pot, peste puterea mea de înțelegere, ia să-l arunc pe jos să-l iau, poate, deci dă un refresh ceva. No, niciun caz, nu, ok. Hai să vedem restul, bă, băieți. FOV-ul, cred că de la chestia asta cu FOV-ul mi-era mie... Da, uitați, acum mi-apare și mie arma mai departe. Mă întrebați foarte mult, foarte mulți în comentarii cum mi se vede mie arma așa de departe. Păi uitați, de la cheat, vedeți ce fain pot să-ți o faci, uite. Se vadă arma mai aproape, mai departe, uite cum pot să fac, vedeți, chestii super șmecheră. Auto rambust, bă, ești prost, chiar face rambust automat, uai, să-mi bag. Asta n-am cu cine să testez, dar chiar e un, gen, chiar e o setare super șmecheră, nici măcar Unity n-are așa ceva. Auto rambust, gen, se urcă cineva pe tine și începi tu să alergi automat sau nu știu care e faza, în fine. Always active. Check if you don't want, mă rog. Bunny hub, știți ce? Auto strafe, auto diffuse, auto accept, fake lag, fake walk, rank reveal, vă arată rankul la coechipieri. No flash, nu primiți flash-uri, auto rambus ăsta am explicat ce e. Edge jump, all sniper și clan tag. Bă, all sniper asta v-am mai prezentat eu ce e. Aveți efectiv scope pe orice armă, stați un pic să-mi iau. Deci aveți scop, cred că și pe cuțit am scop. Nu, pe cuțit n-am scop. Hai să-i luăm, să-i furăm la asta un... ok, îl omorăm pe băiatul ăsta, îi luăm pe 2000 și uitați, am scop. Stai. Am activat chestia asta? Nu cred că am activat-o. Unde ești, mă? Wow, cloud config, poți să-ți downloadezi configuri de pe All Sniper, așa, gata, acum am activat-o. Uitați. Și avem scop, putem să dăm zoom. De exemplu, noi stăm aici după cutie și vedem B-ul. Ia uite ce bine îl vedem. Bam, și am tras. Bam, și am dat cap. Bam, vedeți ce super șmecheră chestia asta. Uite, hai să testăm pe teroriști. Suntem aici. Uite-l pe ăla acolo. Vezi, deci cu pistolul de aici e foarte greu să-l tragi, nici nu vezi. Bai scopul. Bine, și așa ți-e greu să-l nimerești că nu se duc gloanțele bine. Probabil dacă ai avea o armă cu recoil mai bun, ai putea să faci chestia asta. Dar v-ați prins voi faza, uite, de aici nici nu-l nimerești, vedeți? Nici nu poți să-l nimerezi, dar dacă dau zoom, bam, numai că na, se duc gloanțele strâmb, că așa ai făcut CS-ul de la distanță, se mai duc gloanțele strâmb, ca real life, na. Dar dacă aveți o armă cu recoil bun, nu cred că veți avea probleme. Și cloud saving-ul ăsta mi se pare o chestie super șmecheră, cloud configs, adică dacă îți faci un config acum și îți reinstalezi Windows-ul, poți să-ți-l downloadezi direct din cloud-ul lor. Sau dacă vrei să, nu știu, să... Să-i dai la un prieten config-ul, bagi în cloud și el poate să-l descarce. Și asta chiar-s curios cum e advanced. Cum adică advanced? Chose the team to be dark. Nu merge, din păcate. Ce, doar la basic merge dark mode-ul? Nu, nu merge, nici nu știu. Poate nu l-au băgat. Hai să vedem, advanced, care e faza cu advanced-ul? Nu știu. Nu înțeleg care e faza, ce s-a schimbat cu advanced-ul ăsta. În fine, bă băieți, sper că v-a plăcut această prezentare de cheat. Cheat-ul știu că-l știți de 2 ani. Mama, am scop și pe cuțit cu aia. Uite, vine unul aici, i-am dat cuțit, bam, cuțit în gură. Bă, fraților, în orice caz, sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă mai știți cheat-uri gratis pe care ați vrea să le prezint sau să joc cu ele în competitiv, scrieți acolo în comentariu, dați un like să facem 1500 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!